Nu e ușor să faci performanță în dans sportiv. Pregătirea tehnică și cea fizică, în special la copii, sunt chiar mai importante decât coreografia. Dar dacă dansatorul își dă seama că talentul nu este suficient, urmează întocmai indicațiile instructorului și muncește conștiincios. Rezultatele vor apărea cu siguranță, așa cum s-a întâmplat anul trecut. Am avut două perechi componente ale lotului național, o pereche finalistă la Cupa României, ceea ce este un rezultat, e un fel de poveste a cenușăresei. În sensul că un club de nicăieri a apărut cu o pereche în finala Cupei României, în care se bat cel mai bune perechi din țară. Am avut un titlu de vicecampion național la campionatul pe clase, ceea ce iarăși a fost un vis. Sezonul competițional a început deja pentru acest an. Dansatorii de performanță fac antrenamente zilnic, atunci când nu sunt la diferite concursuri. În fiecare weekend avem câte un concurs. Cele mai importante aș vrea să le punctez sunt Cupa României, care va fi la Iași și mai e extrem de puțin timp. Acolo vom merge numai cu vârfurile, cu cei mari. Campionatul național pe clasă, unde vom merge cu toții, pentru că este o competiție în care poți câștiga titlul de campion național la clasa și la categoria și la vârsta ta, ceea ce e practic premiul suprem și pentru cei mici, și plus competiții amicale în fiecare weekend, pentru că trebuie să încercăm să urcăm în clasament, să avansăm în clasă și așa mai departe. La clubul Catamis sunt cursanți de 4, dar și de 72 de ani, pentru că pasiunea pentru dans nu ține până la urmă cont de vârstă.